Slash, bule, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de Seamăsă cu Sam. După o mică pauză, deoarece am fost ocupat cu niște montaje, niște setări, niște evidențe, niște war-uri și așa mai departe. Și cu alte probleme personale. Stai, îți dau și sunul ăsta la joc, încet, că nu ne auzim. Așa, să începem cu începutul. Titlul parcă spune am luat FV, 3 din 3 în LSPD și cum să dai atac. Începem cu am luat FV. Păi, în primul dacă dăm un slash situată, să vedem acolo warn 1 din 3, cu warn 1 din 3. Am luat și prima sancțiune pe contul ăsta, iarăși bate lumea în loc de mine. Cu alte cuvinte nu pot să îmi găsesc. Așa, hai să vă arăt și vouă postul pentru care am luat bani, hai să dăm un display capture aici, 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 răspunsesei Marius, care n-a fost în viața lui în mafie, presupun, zic și eu așa la mișto, poate a fost. Zic și eu, poate a fost, nu? Nu știam. Mă rog, am filmat înainte ceva, dar am zis că vorbesc prea urât de admin și aici să nu-l public. Băiatul care a făcut post se numește Savu, care este acum banat pentru Forbidden Mods. Mă, ne-o la FV pentru asta, uită-te, nu retrag. Busule, regii mi-a făcut post la FV. Ești un YouTuber care te lauzi cu nimic. Te dai și tu mare că faci montaje de YouTube, din mafie. A, zic cu noi din. Doar atarci numai cu text și shotgun combat. Shotgun combat. Dar eu, cu rage am făcut ceva personal. Și zic eu, stai puțin, eu clipul ăsta tot ce vrei să înțelege, mai atacat, m-am murit, aștept completările tale. A, retras. Nu știu ce, retras. Era conștient că a retras. Ok. Postul pentru care l-aș FV este ăsta. Care răspuns e Marius, got fiction warm. Vedem videoclipul. Vegetația off se vede foarte bine că n-au copaci frunze. A intrat pe turf, ok. Uite pe trege, dar cam urs, Elena, că am luat ceva damage, HP, nu știu ce. Pac! El abia cu antații intrasurile și împușca către stâlpul de aici, după niște avioane, cred că treceau niște avioane pe acolo. Și după aia a dispus Dark Amun că... De, așa e bună. Explicațiile mele. Un la una. Aveam de sing de mai bine de 2 minute. Doi la mână. El nu m-a atacat. Când m-a atacat, cred că pușcaciurile sau avioanele care treceau pe sus, a zis unde avea ținta. Nu m-a urmărit. Și patul la mână. Nu scria în chat jucătorul X a părăsit turful. Era o distanță destul de mare de mine. Și eu sunt de părere că acest faction war nu este dat corect. Poate să zic, chiar trebuie că am fost sancționat corect, dar... Dacă simt acest videoclip sau, mă rog, puteți să transmiteți voi din partea mea. Deciziile luate de ele sunt din propria lui perspectivă, poate noi avem o altă perspectivă. Hai să luăm almini de pe RPG4 care a fost în mafie. Ca nici știu că a fost, Casper a fost foarte puțin din ce mi-a zis azi, Drew a fost, asta știu, dar Marius nu știu, mă. Nu știu dacă a fost Marius vreodată. Mă rog. Și s-a considerat părăsirea de turf. Am avut posturi active la care n-am putut să vorbesc cu la bă, trage aia. Și mi-a răspuns Alminii de deseori, nu prește nimic, deoarece și pentru că au fost niște portițe, să zic așa, ca și aici. El a pornit filmarea după ce am luat eu desing, bineînțeles. Eu știu că am desing. Știi ce e desing? Când mori. O, apar pe killis. Dar tu încă te miști, știi?
încă te miști pe turf și apar pe turf. Nu știu ce satul consideră chestia asta. În al doilea rând, nu, 5 la mână. Jucătorul mi-a mai făcut postulată prima oară, știi? Și era conștient de faptul că a retras. Asta e 5, da? Și 6 la mână, jucătorul acum este banat. Și din ce știu eu, când un jucător este banat, posturile lui se consideră 0. Băi, ești nebun la cap. Nu prea vreau să fac eu, dar nu prea mă pot controla. Când și aș bate joc de mine, nu că nu pot sta din gura. Bun, hai să-și acum la SPD să nu luăm și de torul, că a fost și lui Bulangiu Maxim. Bă, acum din rang 5, bă, dar că bun, parcă doamne rang 5. Sta, bă, nebunule, că a fost dat afară cu 3 din 3, bă, nebunule. Dar ca bun YouTube a fost dat afară pentru inactivitate neanunțată. Așa e, frate. Că să fă, n-ai că să fă. Bă, are ceva vreo contul. Mă rog. Asta e o țintă șmecheră. Ba, da. O, la mulți ani horror. O, n-am uitat zic chestia asta la începutul videoclipului. Îți doresc foarte mult sănătate și orice vrei tu, fie ca dorințele tale să devină realitate și să ai cât mai multe realizări pe orice plan. Eu te post. Salut! Poți să rezolv creșurile de oară, mereu când am oare iau crești. E nu numai eu, sunt și alții. Sau știi și unde spui acele crești și ce că nu-i spui o să-ți spui pentru ce o să mă deschide și o să-ți vrea. Vă rog, nu mă sancționat. Vă rog, nu mă sancționat. Hai mă la poro pe bune. Vă rog, nu mă sancționat. Bă, ăsta că o propunere să fie pull-urile afișate public după ce se termină lutarea. Să știm și noi drept cine a lutat, cine cu cine, ăla cu ăla. Și rei, tu ești un bulanjiu, că ți-ai zis frumos, bă, retrage-i postul ăla, că poate cine știe, iau FV. Dar eu băgam până în foc, frate, că nu l-au FV. Pana mea. Așa, la trenaș cu LSP. A, era dimineața de 15, parcă când m-a dat afară și după două ore ce a fost dat afară am intrat pe cont și când mă trezesc dau un nut în casă, nu ești polițist, what the fuck? Bă, Toro, puteți să dai și mie un pie, bă, vezi că faci cele 3 zile, știi tu, știi? Faci cele 3 zile, pagă mea. Nu știu ce zic. Faci tu alea 3 zile. Mai intri, nu mai intri, ce facem, nu facem. Mă rog, am trecut peste asta. Ia uite ce au codați ăștia din DSB. Turfuri. Le-a luat HQ la brava. Condoleanțe pentru Feri că a pierdut liderul dintr-o prostie din ce am auzit. Vedeți aici și se pare că se alege un nou lider astăzi. Da. Jucător nou a fost pe la noi, parcă nu. Bă, absent, reclamație, vai de capul meu. Mă rog, și hai să vă văd și cum să dați atac. Am aici o filmare pregătită pentru voi. Am mai întâi vă dau indicațiile, știi? Când pe am duc să treaba mea. Cred că ăsta e videoclipul, nu? O, nu ăsta. Ăsta este. Așa, ok. La ora 22.31 pe ceasul nostru global și la 22.30 pe chatul, pe chat, ora pe SAMP, stai cu F5-ul așa ca să dea refresh la pagina și selectezi un turf. De exemplu, vreau pe turful ăsta, pac F5 și pac când am prins momentul la 22.30 fix în game, o să ataci. Și o să apară ceva în acest gen. Start. Stai să dau sunor mai așa. Eu stăteam aici cu F5-a seara. Voiam să prind pe bike rail să fă... Care e normal și HQ... Ba nu, bike rail trebuie. Uite, ați văzut? Ai, și acolo mezi când am luat pe tabel că timpul este deja folosit. A dat cineva atac de la noi,
pe acea oră și turful mi-a fost luat implicit, știi? Am văzut că ora e ocupată, am dat repede la oară, căutam un alt turf în SF. Vispa era luată. Și am zis, hai să merg în LV repede, că e mai aproape, mai belea. Suntem și aproape. Așa, am vrut să dau pe GSB, dar era luată GSB-ul, se pare. Și rămăsei... Cannot be attacked. Și am zis, hai să dăm pe rete. Și când era pe ăsta, ți-apare turful și intervalul oral. Și așa arată când dai un atac succes. Ok, s-a înțeles, cred că s-a înțeles. La tentativa precedentă de filmare, m-a salutat XProBack, care vreau să-i mulțumesc și să urez și eu toate cele bune de asemenea. Mulțumesc foarte frumos pentru vizualizare, presupun că noi ne auzim mâine cu un nou episod sau din seară cu montajul Top 5 Your Best Moments. Nu uitați, dacă vreți să apreciați acest videoclip, să câștigați o sumă frumușică de bani, contactați-mă cu acele videoclipuri care vreți să le puneți. Ce trebuie să zic? Acele videoclipuri pe care vreți să le trimiteți, să le trimiteți pe pagina de Facebook Darfurbun YouTube sau pe pagina de Skype, adresa de Skype, precis Darfurbun. Eu am fost Alin și ne reauzim data viitoare, vă aștept foarte... aștept foarte încântat videoclipurile voastre, bă băieți. Hai, ne reauzim când o vedea, baftă.